Știi cum să ieși dintr-o relație toxică? Dacă vă aflați în mijlocul unei relații conflictuale sau bănuiți că ceea ce trăiți cu partenerul dumneavoastră merge în acea direcție, aceste informații vă vor fi de mare ajutor. Conform newsja.ro, pentru a ști cum să ești într-o relație toxică, primul lucru este să știi cum să o identifici, și acest lucru nu este atât de ușor pe cât pare. Motivul are legătură cu sentimentele, deoarece multe dintre situațiile care pot fi considerate nesănătoase sunt recunoscute în numele iubirii. Deci, pentru a înțelege ce sunt relațiile toxice, primul pas este să acordați atenție acestor semne la partenerul dumneavoastră. Situația afectează deja stima de sine, există nemulțumire, nefericire sau suferință, și, în ciuda acestui fapt, ciclul vicios continua. Gradul de suferință afectează deja sănătatea fizică și mentală. Un anumit grad de depresie este deja evident, există abuz fizic și psihologic. Pentru ca o relație să fie considerată sănătoasă, gândiți-vă la ea ca la o negociere câștig-câștig. Deși, în relații, acest concept nu funcționează ca o formulă matematică exactă, acesta va servi drept parametru pentru a ști dacă trăiți într-o relație toxică. Aparent, unul dintre motivele pentru care unele persoane se supun trăirii în mijlocul acestor tipuri de relații se datorează nesiguranțelor și comportamentelor învățate în timpul copilăriei. Adevărul este că există mai multe motive pentru care o relație poate deveni dăunătoare, inclusiv incapacitatea de a recunoaște că fiecare poate avea probleme din trecut nerezolvate. La aceasta se adaugă lipsa comunicării și lipsa consensului în luarea deciziilor în cuplu. Dacă vrei cu adevărat să știi cum să ieși dintr-o relație toxică, primul pas este să recunoști și să identifici lucrurile care nu funcționează corectă în relația ta. Pentru aceasta este important să faceți o listă cu cele mai relevante aspecte, în special cele care provoacă cea mai mare durere. Următorul pas este să înțelegem că lăsarea timpului sau așteptarea schimbării celeilalte persoane nu va rezolva nimic. Singura persoană pe care o poți schimba ești tu însuți, ceea ce nu se întâmplă peste noapte, cel mai probabil ai nevoie de ajutor pentru a lua o decizie. Mai întâi trebuie să puneți capăt auto înșelăciunii și să înțelegeți că dacă relația nu funcționează, responsabilitatea nu va aparține absolut. Cel mai bun mod de a scăpa de partenerii toxici, soluția nu este să amânați. Daunele sunt probabil mai mari dacă nu luați măsuri. Este mai bine să păstrați distanța pentru a evita ca lucrurile să scape de sub control. Când o dragoste și o relație se termină, este necesar să faci duelul respectiv. Asta înseamnă că va durea și, da, va trebui să treci prin acea etapă pentru a o putea depăși. Relatează newsiaș.ro